Bună seara și bine v-am regăsit, stimați telespectatori. După cum v-ați obișnuit, în fiecare zi de luni și joi, la această oră, intrăm în casele domniilor voastre cu emisiunea Reflector Analitic. Pentru astăzi ne-am propus să discutăm despre sănătate, despre reforme, despre realizări, dar în același timp și despre eșecuri. Invitații ediției de astăzi sunt Dinar Cojocari, consilier PSRM CMC. Bună seara și bine ați venit! Și Nicolae Starciuc, medic. Bună seara, bine ați venit în cadrul emisiunii noastre. Domnule Cojocari, într-o conferință de presă recent ați cerut demisia șefului Direcției Sănătate din cadrul primăriei municipiului Chișinău. De ce ați realizat acest lucru și care au fost evenimentele care s-au acumulat până în această clipă de ați fost determinat să cereți această demisie a domnului Moldovanu? Vă rog. Deci, demisia propriu-zis, noi am cerut-o încă în 2016, luna martie, când, dacă țineți minte, a fost niște evenimente în incinta primăriei. Nu se putea hotărâ cine este secretarul ședinței Consiliului Municipal, unde doamna Moțpan selectiv semna unele dispoziții care trebuiau îndeplinite, decizii, de fapt, a Consiliului Municipal. Una din decizii care nu a fost semnată a fost decizia de înființare a Comisiei de Disciplină față de domnul Moldovanu cu ulterior eliberare, deoarece deja erau un șir de fapte de încălcare a și, spunem, atribuțiilor de serviciu al domnului Moldovanu, însă este o procedură legală pe care noi trebuia să o respectăm. Deja atunci noi știam despre unele terenuri din incinta instituțiilor medicale pe care dumnealui le-a dilapidat și pe ele mergeau construcții. Deja atunci știam despre încăpirea de pe la spitalul numărul 1 de copii, unde la moment se află o instituție privată ce se ocupă cu problemele de vedere, acolo circa 640 de metri pătrați. Deja atunci avem un șir de plângeri de la cetățeni, inclusiv și foști directori de la instituțiile medicale care au fost dați ilegal și o parte din ei erau deja atunci restabiliți de către instanța de judecată și restabilirea era deja irevocabilă, dumnealui trebuie să o îndeplinească, însă dumnealui își făcea, spunem, întrebările sale și spunea persoanele care erau comode. Iarăși deja atunci știam că la Botanica, în incinta policlinicii numărul 3, era sediul liberalilor, care, dacă să vorbim la direct, era luat din terenul, din spațiul care noi trebuie să-l dăm pentru deservire cetățenilor, el era folosit cu scop politic și un șir de alte acte care... Să înțeleg că aceste nereguli au continuat până în prezent. Până în prezent ele chiar au înflorit. Dacă să luăm... Ele în fiecare zi apar. Eu ieri am primit plângere de la două instituții medicale, spitalul numărul 3, Sfânta Treime Municipal și Policlinica numărul 3, Botanica, unde șefii de secții sunt impuși să cumpere banal 12 kg de miere de la care vine de la o companie sau poate chiar domnul Moldovanu e propria sa companie, cel puțin dumnealui o promovează. Dumnealui sunt impuși, asta este o prostie deja. Dumnealui nu are frică de nimic și merge, ori simte că sunt ultimele, spunem, luni de activitate și vrea să scoate din tot ce a mai rămas, ori pur și simplu nu are frică de legislație. Domnule Starciuc, știu că în repetate rânduri ați vorbit despre activitatea domnului Moldovanu și ați scos în prim plan aceste nelegiuiri. Vreau un pic să ne oprim la datele care au fost făcute și publice și în cadrul conferinței de presă, să vorbim despre Casa de Odihnă a Lucrătorilor Medicali de la Vadului Vodă, dar de fapt și alte activități pe care dumneavoastră știu că le cunoașteți. După cât eu cunosc, această Casă de Odihnă a fost cândva și în gestiunea mea, când eu eram în funcție de director al Spitalului Clinic Municipal de Copii, Valentin Ignatenko. Apoi, mai târziu, eu a fost transmisă la alte instituții medicale care au gestionat-o până eu am pierdut acum, după dânsa, unde am migrat mai departe. Însă acum am aflat că această casă a fost capital reconstruită, reparată, unde în timp de 17 luni s-au cheltuit câte 1 milion de lei lunar pentru această reconstrucție. O sumă enormă. O sumă foarte mare.
Și după asta, după ce s-a terminat toate aceste reparații, el a cerut de la conducătorul acestui spital, în care s-a aflat, în gestiunea care s-a aflat spital, această casă de odihnă, să fie transmisă printr-un act cuiva. Nu știu cui precis, dar sunt și niște, este o informație că trebuia să o transmită la un, la liderilor de partid. Nu știu cu ce țel. Iar mai departe, acest conflict între director și moldovan a apărut din cauza că el a cerut să-i semneze niște documente false, care nu s-au făcut lucrări, iar trebuia să deconteze o sumă de bani, 2.700.000. Și mai este încă o informație că el a primit cash de la antreprenorii de lucrări, au primit o sumă enormă de mare de bani pentru ca un adcat, să spunem așa. Asta e numai o, așa, o parte, din o parte dintre acestea. Acelalte mai sunt, uitați-vă, pe Sergelul 7. Da. Cândva, când mai câțiva ani, zeci de ani în urmă, s-a format spitalul numărul 1 de copii. Cu ce țel? Cu aceea că copiii până la 3 ani decedează mai des. În această vârstă se întâmplă decesurile, procesele patologice de curg foarte grav, foarte aspru, și s-a hotărât că trebuie să avem un spital special pentru vârsta până la 3 ani. Apoi s-a mai adăugat încă 2 ani, până la 5 ani. Care, în care trebuia să fie tratați copiii cu complicațiile grave. Acolo, în clădirea care cândva era clădirea lui Constantin Mimi, a fost deschisă secția de reanimare și terapie intensivă. Această secție a funcționat foarte bine, că a scăpat foarte multe vieți la copiilor. Însă a venit domnul Moldovanu, care îl doare capul numai de aceea cum să îmbogățească cât mai tare. A luat această clădire în arendă, și a deschis o firmă în care acum se află o clinică oftalmologică care este de, gestionată de familia lui, cineva, de membrii familiei. Asta noi știm precis, am verificat și de asta le numim. Cum el putea, directorul Direcției Sănătății, să înrăutățească condițiile pentru copii? Copiii trebuie îngrijiți, să fie în vizorul feriți de tot. Mai mult ca asta, pe acel teritoriu, la același spital, se demolează secția de terapie intensivă și acum se construiește un centru comercial pe teritoriul spitalului. Asta este teritoriul unde trebuie să fie un spital și era mai înainte la policlinica numărul 3 acolo. Astăzi acolo s-a anunțat o clădire în care el este cointeresat în asta. Mai mult ca asta, la spitalul de la Rășcanov, spitalul fost numărul 3, Sfânta Treime, acolo s-a construit și toți o parte de trotuar, o parte din teritoriul spitalului, chiar la intrarea spitalului, s-a construit un bloc comercial foarte mare, care se dă în arendă, care se fac comerț, și el este primul acolo. Cum, ce fel de conducător al Direcției Sănătății poate fi? Vorba. Da. Eu am fost tot sancționat din partea asta, că el într-o zi a venit în spital la mine și se spune că el are indicații de la de sus că trebuie să deschidă câteva farmacii în spitalul de copii. Cum? Deci că aici se pune un perete, aici un perete și a deschis aici două farmacii în partea și eu încă o farmacie. Zic, domnule, asta, Moldovan, asta e spital și el trebuie să lucreze ca spital, el are altă destinație, dar farmacie e în altă parte, comerțul nu e aici. Asta a fost un fel de motiv. Și alte motive, că eu n-am semnat alte documente care se cereau pentru construcția clădirilor cu multe etaje pe teritoriu, unde așa e îngust, acolo n-ai unde să te învârtești. Da. Aceasta este un spital strategic pentru copii. Domnule consilier, haideți să revenim un pic la această casă de odihnă a lucrătorilor medicali. Spunea și domnul Starciuc că în fiecare lună a fost cheltuit aproximativ câte 1 milion de lei, ca după aceea să se mai ceară 5 milioane din datele pe care le avem noi de la primărie. E așa? Deci, sumele erau tranzicționate puțin altfel. Timp de 14 luni, în fiecare lună era făcut tranzacția câte 1 milion de lei, ulterior s-au mai făcut 3 milioane de lei, pe urmă a fost tentativa de a lua niște bani pentru niște lucrări deja efectuate, însă dumnealor le indicau ca neefectuate, încă 2 milioane 700, cum și-a menționat domnul Starciuc.
cap până în final să pregătească această casă de odihnă a medicilor pentru o eventuală cedare unui agent comercial. Care agent comercial, nu știu la sigur, dar din informația care o dețin, era vorba, da, într-adevăr, de liderul de partid a dumnealor. Însă, până când informația dată nu este verificată, dar noi am sesizat deja organele competente, ei deja au acces la informații, cred că ați poate să afle adevărul. Haideți să vedem și cealaltă parte a problemei sau a acuzațiilor care le sunt aduse folosința unor sau mai multe terenuri care sunt date în folosința apropiaților lui Moldovan, membrii familiei, rude și așa mai departe. Deci noi în momentul dat îl putem diviza în câteva etape, nu în câteva etape, dar în câteva moduri de a da. Deci sunt terenuri, nu terenuri, dar spațiu din interiorul AMT-urilor, policlinicile, da, așa numite, de pe teritoriul municipiului Chișinău, unde sunt date companiei Interoptica. Compania Interoptica, directorul acestei companii, este soția directorului companiei care deschis în incinta spitalul numărul 1. Înțelegeți, deja este o legătură. După actele pe care noi le-am avut și le avem în principiu xeroxate. Inițial fondatorul acestei companii era chiar fiica domnului Moldovanu, care ulterior a fost modificat pe altcineva. Deja când noi am ridicat și am meditizat aceste acte, dumnealui cât de cât a încercat să se modifice, dar faptul este fapt că este vorba de rudeni. Și o altă modalitate este când sub pretextul de a construi pe teritoriul unei instituții medicale a unor clădiri, da, care ulterior aceste apartamente trebuie să fie în posesia lucrătorilor din incinta instituției, lucrătorilor medicali, aceste clădiri până în final erau pur și simplu comercializate fără ca să domnule să aibă Cujo, care cer scuze că vă întrerup. Noi ne-am propus să discutăm și cu alte persoane care cunosc aceste acțiuni întreprinse de către domnul Moldovan. Este vorba de Marcel Balagura, medic pe care îl avem pe fir și îl salutăm. Alo, bună seara! Da, bună seara! Vă ascultăm. Domnule Balagura, haideți să ne spuneți, atunci când vorbim despre Mihai Moldovanu, șeful Direcției Sănătate din primăria municipiului Chișinău, îi se aduc o serie de acuzații. Partidul Socialiștilor a fost cel care a venit și cu cerința de a-și depune demisia. Dumneavoastră știu că ați activat și cunoașteți de fapt ce s-a întreprins într-o această perioadă de timp. Cum îl putem developa pe Mihai Moldovanu? Vă rog. Da, cu părere de rău, în funcția Direcției Sănătății, ultima vreme avem un personaj plin de aventuri murdare și meschine. Presa nu multă astăzi despre aventurile lui. De fapt, la Direcția Sănătății, noi toți cunoaștem că a apărut prin scandaluri și multe aventuri nu pe cam plăcute. Presa a scris foarte mult de el. De fapt, deci eu mai mult am să mă refer la Asociația Buiucani, deoarece acolo am activat mai mult de 21 de ani. Da. Moldovanu a făcut un haos, un dezastru la noi în colectiv. Deci s-au format grupări care sunt pentru Moldovanu, sunt apreciați, sunt renumerați, sunt premiați. Cei care sunt împotrivă sau sunt bajocoriți, intimidat, hărțuit, pedepsit, sancționat sau avertizat. Spuneți-ne, vă rog, au existat plângeri depuse împotriva domnului Moldovanu și cum au fost ele soluționate? Au fost foarte multe plângeri. Am depus plângeri și la Parlamentul Republicii Moldova, am depus la domnul președinte a Republicii Moldova, am depus plângeri, chiar ultima acum am făcut-o la Nistor Grozavo, care actualmente îndeplinește funcția de primar general a municipiului Chișinău, unde am solicitat eliberarea lui din funcție, deoarece suntem medici pe experiență destul de bogată și el se bate joc de noi cum dorește. Dar cum se explică faptul că până la ora actuală dânsul este în funcție? Este protejat? Există pârghii legale sau mai puțin legale de menținerea domniei sale?
Părere de rău, cred că dumneavoastră cunoașteți foarte bine că el a ajuns în fruntea Direcției Sănătății pe linie de partid, și anume Partidul Liberal. L-a dus în funcție, de fapt, este o persoană incompetentă la funcția care de-o ține și este foarte bine susținut de primarul general Chertoacă. Deci câte nu s-au întreprins, cât doctorii au făcut multe plângeri în adresa lui, dar fără rezultat. Însă, cu părere de bine, ministrul Grozavă ne-a promis că va lua măsuri cu dânsul, deoarece nu se mai poate. Nu se mai poate așa, deoarece suntem bătjocuriți total. Domnule Balagura, noi vă mulțumim pentru această intervenție telefonică și pentru informația pe care ne-ați oferit-o. Revenim în studio la discuție. Domnul Starciuc, declarații interesante făcea și domnul Balagura. Vorbește practic de aceeași scheme de șantaj. Vreau să întreb de ce directorii de spitale nu au reacționat în unison pentru a bate alarma în legătură cu aceste nelegiuiri? La acest capitol vreau să vă spun că el este un maestru de intrigi foarte bine puse la punct și el l-a dat afară cu niște motive care nu existau în realitate. Uitați-vă la spitalul de tuberculoză. S-au adus niște guzgani de laborator care erau bine spălați, pus pe noptieră, într-o farfurie. Taman când a venit doamna cu camera să-l filmeze. Și când domnul Moldovan era tot pe acolo. Asta e interesant lucru. Și după asta ieși să eliberează doamna din funcție de director. La spitalul sunt de trăimi, tot așa, doi bomci care au fost chipurile găsiți, zvăriți la gunoi. Da. Tot asta e organizat. Asta este, el este autorul la lucruri, este să vorbește în medicină, în toate societatea medicală, că asta e organizat de dânsul. Noi la spital, aceea și s-a făcut când s-a vârât un cherpedin ruginit în sala de operații, că asta este exclus. Însă fapt că iată chipurile se operează cu semne instrumentare. Da, nu se operează cu nimic, dar instrumentele electrice se folosau, că ele se folosesc și astăzi în toată Republica. Ele sunt sterilizate, ele sunt prelucrate și sunt acceptate că ele sunt aceleași, numai că au altă culoare. Asta e mai mult, nu este așa nimic aici. Iar referitor la toate aceste lucruri, au format soarta la foarte mulți doctori. I-au dat afară de la lucru, i-au scos din funcții. Specialiști de calitate foarte înaltă, care azi copiii sau bolnavii au nevoie de înșa. Dar nu de unul care i-a adus la cumea, care i-a pus în diferite funcții, incompetenți, nepregătiți, care nu știu ce să facă. El singur este foarte jos pregătit ca un dirijor de un sistem întreg. Eu am fost director la Direcția Sănătății la județul Chișinău, știu ce înseamnă asta, și am pregătire foarte solidă, teoretică și practică. El a venit de la, fiind un medic de familie, a venit deodată director la Direcția Sănătății. De acolo stui în fotoliu de viceprim-ministru. Eu mă închipu ce conducere a făcut el în acești ani acolo. Vedeți, 10 ani, ilegal să află în funcție. Ilegal, vreau să subliniez asta. Da. Domnule Cojocari, domnul Balagura spunea despre faptul că ultima scrisoare a fost adresată domnului Grozavu în cadrul CMC-ului. A fost făcută publică această scrisoare, s-a discutat despre asemenea plângeri venite din partea medicilor? Deci, e greu să răspund, domnul Grozavu nu ne informează pe noi de toate plângerile pe care le are. Cred că nu este corect să-mi spui toate discuțiile pe care le are. Însă, oricum, se primește cu o coincidență, lucrăm în unison cu domnul Balagura, dar se primește. Noi tot am scris un demers ca să fie înfăptuită decizia Consiliului Municipal din 2016. Haideți să continuăm acel gând pe care spuneați un pic mai devreme despre terenurile înstrăinate și despre afacerile care ridică semne de întrebare. Deci, pe teritoriul spitalului numărul 3 Rășcani, Sfânta Treime, s-a repartizat un teren pentru construcția locuințelor, care ulterior o parte din locuințe trebuia să beneficieze lucrătorii acestei instituții. Însă, din anumite motive, aceste locuințe până în final au ajuns într-un număr foarte mic, s-au dat, nu se știe sub ce criterii și cui s-au dat, după cum a spus colegul,
dumnealui numește în funcții de director sau șef de secții persoane care sunt apropiate lui sau subordonează la direct. Dacă vorbim de ilegalitățile care le faceți, vă dați seama că în fiecare instituție se organizează trimestrial, odată la jumătate de an, odată pe an, achiziții pe, de diferit utilaj sau dezinfectante pentru instituții. Conform regulamentului, dumnealui nu trebuie să fie în această comisie. Dacă să ne uităm atent în protocoalele de la aceste achiziții, absolut în toate instituțiile el participă și în majoritatea este chiar șeful acestei, aș numi o chiar grupări. Întrebarea retorică, cum e posibil? Eu aș numi o chiar grupare, nu că comisie. Asta este o fără de lege și o încălcare de, a cadrului legislativ. În direcția lui tot e posibil, deoarece el simte că nu va fi pedepsit niciodată și acționează cum consideră dumnealui corect. Dacă se găsesc în colectiv persoane care să se opui, eu nu mai spun că să-l denunță, să scrie o plângere, dar pur și simplu să opui acestui regim pe care dumnealui îl instalează în toate instituțiile, el prin diferite metode îi dă afară. Le găsește un șir de neajunsuri care de fapt nici nu sub pretextul lor și de afară. Recent au fost dat de la numărul 1 de spital, maternitatea numărul 1 municipală, 3 anesteziologi, unde s-au făcut niște reforme care de fapt ar trebui să le fac Consiliul Municipal, dumnealui le-a făcut desinstitător cu domnul Duda, directorul instituției, în urma care au avut de suferit niște profesioniști adevărați, acum sunt în... se judică așa se... Domnilor invitați, în calitate de jurnalist și etica profesională ne obligă ca să aflăm punctul de vedere a domnului Moldovanu, raportat la cele care se discută. O să rugăm regia mai târziu, când vor avea posibilitate să ne facă legătura, să aflăm cum dezminte domnul Moldovanu. Iată, ni se spune că este legătura telefonică realizată cu Mihai Moldovanu. Vrem să aflăm cum comentează aceste declarații. Așteptăm, se pare că există această chemare. Chiar am fi foarte curioși să să vedem ce spune în legătură cu aceste acuzații destul de grave, de altfel. Poate ar veni și în sală. De câte ori am încercat în calitate de ziarist să-l invit la o emisiune, ne spunea că este în ședință, este ocupat, nu a dat curs niciunei invitații. Poate pe parcurs, după această emisiune, ne onorează cu prezența. Posibil fă și achiziții și momentul ăsta era. Era mai important. Nu e. Ne spune regia că nu ni s-a dat curs acestui apel telefonic. Poate mai încearcă. Da, o să rugăm regia peste câteva minute ca să mai avem o încercare să intrăm în legătură telefonică cu dumnealui. Domnul Starciuc, cum este posibil ca directorii acestor instituții medicale să îl tolereze? Eu am mai vorbit odată la un interviu unde am spus clar ce trebuie de făcut. Trebuie, punctul numărul 1, Moldovanul trebuie înlăturat de la Direcția Sănătății. Urgent, fiindcă așa calamități care s-au întâmplat azi în sistemul sănătății din municipiu n-au fost niciodată. Așa conducător ca dânsul, lăje, că el este 10 ani ilegal în funcție. Ia uitați în fața mea, sunt enumerate toate hotărârile de camere de judecăților. Ne prezentați dumneavoastră. Da, unde, țineți un pic acest unde document. Este eliberat din funcție. Acele sunt anulate deciziile primarului general, care el îl numește, iar judecată îl eliberează. El dar din nou îl stabilește înapoi. Și avem un ping-pong. 10 ani. 10 ani s-au făcut ilegalități foarte grave. Vă mulțumim, domnul Starciuc. S-au făcut transferuri de bani, de sute de milioane, cu semnătura persoanelor neabilitate. Sunt oameni care nu au fost înregistrați la camera de înregistrări de stat, înseamnă că n-au primit încrederea și n-au primit încrederea în aceea că această persoană poate efectua operațiuni financiare, transferuri, tranzacții, cumpărări, vânzări și mai departe. Iar moldovanul trebuie să răspundă de pentru aceasta. Fiindcă în această hotărâre de judecată a curții de apel, e scris că toate mișcările care le-au făcut, toate ordinele și dispozițiile lui sunt nule.
ele nu au valoare juridică. Pentru asta trebuie să răspundă. Eu știu cot că noi trebuie să ne adresăm toți încă o dată în judecată, nu știu în care numai, ca să fim restabiliți la lucruri, să fie restabilită legea, dominația legii, dar nu moldovanul, care astăzi s-a îmbogățit foarte tare și el, că el ne-a declarat de ce el așa se comportă. Da. Uitați, în față de colectivul din spital, el îmi spune, îmi spun, cum? Iată, este hotărârea judecății. Trebuie să fiu restabilit la lucru. Deci eu mă piș pe toate hotărârile judecătorești. Asta e tot. Aici ai spus tot. Eu cred că asta trebuie să iei cuvinte de cheie pentru toate hotărârile. Că el are așa să târnă în față de lucrurile astea. Dacă el atâtea, uitați-vă aici, numai sunt vreo 11 decizii judecătorești care nu sunt îndeplinite. Da. El a făcut orice, a fugit de la tot, numai să nu îndeplinească aceste. Și astăzi vreau să vă spun că toți conducătorii cei care acum sunt în funcție nu pot să-i sprăvească cu lucrurile, cu volumul cel de lucru și cu calitatea lui. Și astăzi toți întreabă, de ce atunci a fost binturi, medicamente, calitative, soluții, tot ce ne trebuie, salariul la timp, azi nu e asta. Salariul îl primim, greșit cu bancul, bancul aici. N-au cu ce să pansează bolnavi. Și n-au, sunt niște antibiotici foarte ieftini, foarte necalitativi, care se folosesc la copii. Eu asta am făcut experiență pe mine, însă așa, eu știu, zero. Sunt multe dintre astea care eu răspund de asta. Este zero antibiotici. El, ați mă întrebat mai sus de ce, el își asumă asupra sa și toate. Este domnul Moldovanu, cer scuze, pe fir, ne spune regia. Alo? Da, da. Alo, bună ziua. Domnul Moldovanu, Vlad Madan de la Accent TV. Astăzi, în cadrul emisiunii Reflector Analitic, discutăm despre faptul că fracțiunea PSRM din CMC cer demisia dumneavoastră și au fost invocate o serie de nereguli. Cum comentați dumneavoastră acest lucru? Se pomenea despre casa de odihnă a lucrătorilor medicali de la Vadul lui Vodă, faptul că ați dat în folosință unor companii terenuri, de fapt, și sunt gestionate de familia dumneavoastră și așa mai departe. Vă rog, cum explicați acest lucru? Sunt niște învinuiri neargumentate, defondate, din necunoaștere a situației din partea consilierilor socialiști. Dacă să vorbim despre casa de odihnă de la Vadul Vodă, ea este acum încă la etapa de finisare a lucrărilor, am rămas puțin ca să putem să o deschidem și lucrătorii medicali se meargă acolo să odihnească și să auto-instruiască. Deci sau reciclări să facem acolo. Nu este. Dar la balanța cărei instituții va fi aceasta? Deci ea deja este, prin decizia Consiliului Municipal, este la balanța Spitalului Clinic Municipal Sfântul Arhanghel Mihail. Domnilor, invitați, puteți participa la discuție. Domnul Moldovan, dar cum comentați spațiul de 640 de metri pătrați care este dat în arendă, să numim așa, ficii dumneavoastră de pe teritoriul spitalului numărul 1 de copii, intersecție București-Serghei Lazo? Nu este, puteți să verificați acest lucru, nu este dat nici la o rudă de-a mea în arendă. Și dacă vreți să știți, acolo sunt date în locațiune sau în arendă, cum ziceți dumneavoastră, 300 și ceva de metri. Vă rog să vă informați. Noi avem actele la mână și le vom face public. Da, faceți-le public, dar vă rog să vă informați despre aceste chestiuni și nu duceți în eroare opinia publică. Dumneavoastră, în general, ați făcut niște declarații care sunt de început de campanie electorală. Dați-mă judecată dacă eu n-am dreptate, domnul Moldovanu. Eu deja am dat, am... Domnul Moldovanu, invitatul ediției de astăzi este și Nicolae Starciuc și domnia sa are o întrebare către dumneavoastră. Vă rog să-l ascultăm. Dacă și doamna Eugenia ceva, îmi spune să dau judecată, domnul Cojocan. Da, vreau să văd argumentele. Domnul Starciuc, vă rog. Sunt argumentele de calomnie și de cunoaștere. Dumneavoastră, în primul rând, ar trebui să vă mai învățați a cunoaște sistemul, a citi și a scrie. Cred că colegii dumneavoastră o să știu mai mult. Da. Domnul Găbanu, dar vă rog să spuneți la întrebare concret. Da. De ce n-ați îndeplinit decizia judecătoriei curții de apel pentru restabilirea lucrurilor a mea și a altor persoane? Vă rog. Mult stimate, domnule Starciuc, există hotărârea irevocabilă a curții supreme de justiție că dumneavoastră nu puteți fi restabilit la serviciu. Ordinul emis la acea etapă Direcția Sănătății este legal. De ce nu vorbiți despre hotărârea Curții Supreme, dar vorbiți de hotărârea Curții de Apel? Dumneavoastră nu ați înainte primite
Și dumneavoastră erați obligat să o îndepliniți. Dumneavoastră mi-ați spus mie asta public în sala de ședință a spitalului, că dumneavoastră vă pișeți pe toate deciziile judecătorești. Dumneavoastră sunteți un conducător, ați fost cu experiență, de o persoană inteligentă, vă rog, folosiți cuvinte decente. Eu am folosit la cei care le-a spus dumneavoastră. Eu, domnul Stăciu, dumneavoastră știți că eu v-am respectat foarte mult și vă respect și în continuare, dar deciziile judecății trebuie îndeplinite. Eu n-am... Deci, corect, eu sunt îndeplinit. Este o hotărâre irevocabilă. Dumneavoastră puteți fi restabilit. Care e problema? Dumneavoastră acolo spuneți la întrebare, de ce sunt neregulile în toate spitalele din municipiu? Personalul fuge, pleacă de la Moldovanu. Domnul Moldovanu, ultima întrebare în cadrul acestei intervenții e telefon și spuneți-ne, vă rog, ceva mai devreme Marcel Balagura de asemenea vorbea despre un șir de presupuse nereguli pe care dumneavoastră le-ați fi întreprins. Spuneți-ne, vă rog, atunci când vorbim despre aceste nereguli, dumneavoastră ați fost chemată în instanță de judecată, a fost sesizată procuratura, a fost deschis vreun dosar penal? Nu. Deci, la toate plângerile care au fost invocate și de către domnul Starciuc, de către domnul Balagura, da, și acum a mai apărut și Mihai Ciobanu, care îmblă pe la consilierii socialiști, nu am niciun dosar, pentru că toate cele invocate nu s-au confirmat. Dar domnul Grozavu va vorbi despre faptul că există anumite plângeri pentru adresate dumneavoastră? Sau care vizează persoana dumneavoastră? Eu le-am auzit din media. Da. Eu le-am auzit ce a invocat domnul Cojocaru, care v-a spus că este un spot publicitar, de fapt, și el nu cunoaște, habar nu are ce se întâmplă în sistem. Și doctorii, lucrători medicali sunt revoltați despre ceea ce invocă Dinare Cojocaru. El habar nu are ce se întâmplă în sistem. Deci doctorii din sistem sunt revoltați, sunt impuși să procure de la dumneavoastră, mă iertați, miere de albi în fiecare secție, 12 kg. Sunt revoltați despre agramația dumneavoastră, care, în general, nu cunoașteți ce se întâmplă în sistemul de sănătate. Și denigrați imaginea lucrătorilor medicali. Eu o să vină la primărie și o să protesteze împotriva dumneavoastră. Eu vă mulțumesc, domnule Moldovanu, pentru această intervenție telefonică și pentru amabilitatea de a ne răspunde la întrebările noastre. Vă așteptăm și în cadrul emisiunilor Reflector Analitic de la postul nostru de televiziune. Vă mulțumesc! Domnilor invitați, revenim. Domnia sa neagă orice schemă, orice fraudă, sunt vorbe de șarte. Da, lucrurile sunt totul altfel. Da? Azi vă spun, asta vă repet, că vă spun că cât el a închis, da, sinistătător, fără să sfătui cu specialiștii care înțeleagă în această lucru. Secția de neurochirurgie la Spitalul de Copii, o secție foarte importantă. Anual acolo aproape 800-850 de copii, 900 cu traume craniocerebrale și traume a sistemului nervos, care au nevoie de un tratament mai îndelungat, mai caritativ, permanent. El a închis secția asta și acum face o deschis secție pentru un neam de a făcut reparație, a turnat acolo foarte mulți bani și a deschis secția pediatrie 3, care nu are necesitate de dânsă. Da. Fiindcă asta spitalul este mai mult de urgență și el nu are nevoie de acest. Aceste patru sunt în alte spitale și sunt destule. Dar pentru a destula cerințele neamurilor. Acum el face urologia, a luat și a distrus secția asta, cum îi face reparații. Da. Distruge secția de terapie de fizioterapie și reabilitare, face acolo o secție într-un colț de urologie. Asta este un nonsens. Fiindcă astăzi în Chișinău numărul de copii a scăzut drastic și numărul de copii care necesită internarea în secție de urologie sunt destule. Au fost 40 de paturi, 20 urologie, 20 nefrologie. Asta e o secție care e unică. Acele sunt metode de investigație, de la, tot. Asta e una și aceeași. Asta e societate. Și s-ar putea tot asta foarte bine de realizat acele probleme care sunt în fața bolnavilor urologici copii. Domnule Cojocare, consilierii,
PSRM sau și din alte fracțiuni au sesizat procuratura despre aceste încălcări. Îl întrebam și pe domnul Moldovanu dacă procuratura l-a înștiințat, s-a deschis vreun dosar penal. Și în același timp vă întreb de ce domnia sa zice că consilierii inventează alături de domnul Ciobanu, domnul Starciuc zicea că sunt invenții, da? Una la mână, cam cum v-aș să închipuie dumneavoastră, domnul Moldovanu, vreodată să recunoască vreo fără de lege pe care a făcut-o el. Dar dați să vorbim cu fapte și argumente. Deci un șir de acte de care, cum, de cele lucruri pe care dumnealui le-a făcut, noi le putem confirma prin anumite acte. Una la mână. Doi, un șir de fără de lege care sunt făcute, nu pur și simplu sunt denunțate de noi, dar ele sunt denunțate în baza unei petiții, ceea ce vine de la un cetățean care anume el a suferit. Și cel mai evident este, uitați-vă, noi am avut astăzi primăvară așa niște neplăceri cu alimentația în, da, în grădiniță. Cu cine am ales noi? Ne-am ales cu niște comisii la care au fost pus, nu știu cine l-a pus pe domnul șef a comisiei, spuneți-ne care este rezultatul acelei munci pe care dumnealui a depus-o. Zero. Nu este niciun rezultat, deoarece dumnealui nu a făcut nimic. Lui place să facă PR-uri. Facem altă investigație. Un șir de secții din diferite instituții medicale au fost reparate. Parțial a fost, da, contribuția medicilor direct, trebuie să spunem asta, iar alte secții au fost reparate din banii pe care i-a alocat Consiliul Municipal. Când vine și deschide acea secție, dumnealui cere de la fiecare șef de secție, chiar îi impune ca să facă niște masă pentru oaspeții pe care dumnealui i-a pus. Asta e o informație pe care noi o avem de la cei șef de secție care au venit și s-o e confirmată de acești. Este confirmată. Noi toate hărțoagele le-am grămădit, le-am pus și le-am scris la toate organele competente. Eu am să văd pe dumnealui cum el o să poată argumenta că noi îl demigrăm pe dânsul. Cum poți demigreza un om care în genere nu are imagine decât susținere politică de la Partidul Liberal și înțelegi de ce e susținerea asta? Un șir de companii care lucrează chiar făcând aceleași reparații prin instituții medicale au apartenență de familie la dumnealui, care tot este confirmată. Respectiv banii care vin, dumnealui ulterior îi folosește în scopuri personale și de finanțare parțială posibil a partidului. Cum noi putem comenta atunci când... Dar organele de drept ce zic? Deocamdată investighează, așteptăm, poate să fie o reținere, poate, vedeți cum s-a lucrat în direcția lui Dorin Chirtoacă. Tot noi de 2 ani de zile tot scriem, informăm. Scriam, informam, da, până într-o bună zi când a plesnit deja că răbdarea, că au fost suficiente argumente și s-a sensibilizat organele drept și l-au arestat. Sperăm că va fi și în cazul dat o asemenea acțiune. Domnule Starciuc, ce urmează? Eu vreau să vă dau toate acestea, fiindcă dumnealui organizează direct de seamă, la Direcția Sănătății. Nu aici unde se face, în oraș. Strânge pe toți directori, vice-directori și o parte din medici, cere bani la dânșă, spune, să dați 200-250 de euro fiecare, după aceea îl impune pe conducătorul de la sindicate, domnul Cărăruș, să plătească acolo sume enorme de bani pentru transport, pentru autobus, eu știu pentru ce, și pleacă după hotare și asta e în business-ul lui. Autobusul e lui, asta tot e lui, asta din banii ăștia, după cât noi am înțeles, asta e un business al lui care el face așa ușor și pleacă după hotare. Dar de ce nu-i darea de seamă aici în Chișinău? Să-l întrebăm, să ascultăm ce a făcut el, unde a făcut, cum a făcut, de ce a făcut lucrurile astea, cine l-a vorbat să facă schimbările astea. Așa schimbări care el acolo a făcut, asta a adus o daună foarte serioasă în sistemul de sănătate din municipiu. Nu, s-a făcut reparații de unde el e co-interesat. Stau secțiile de radiologie, de diagnostic, goale, fundus reparații, dar fără tehnică. Nu s-a procurat tehnică medicală. Aparate de rentgen astăzi este un deficit. Aparate de ultrasonografie
Dacă în spitale stau două aparate foarte puternice, asta e nu, că nu au bani cu ce să le dezervească, să le întrăție, să le repare la timp. Ele co- gata, sta, staționează, ele costă 10.000 de euro. Și de-a noi am primit în limitul programului cu programul cu noi l-am primit cu Repimol. Da, Repimol. Da. Astăzi ele toate staționează, nu lucrează. Nu se dă, nu se dă atenție la lucrurile astea. Nu se procură tehnică medicală. N-am introdus tehnologii noi, nimic, absolut. Noi testăm, staționăm pe loc. Cauza că el nu înțelege în lucrurile astea și, sau nu dorește, fiindcă el acolo n-are interes. De asta el nici nu se pucă de lucrurile Starciuc, astea. Doamne Starciuc, dar spune-mi pe nume, nu că nu înțelege. Când e mai ușor de niște bani ca să-i poți ulterior demonstra că ei au fost cheltuiți mai repede și mai constructiv, așa să numim. În orice construcție, în orice reparație. Da. Când e mai greu asta de făcut? Prin atunci implementarea când unor tehnologii noi și unor servicii noi. Spuneți-mi mie, când ultima oară s-au implementat servicii noi în municipiul Chișinău? N-ați să-mi spuneți, că ele nu sunt. Dar să spun mai mult. Recent noi am alocat 5 milioane de lei pentru procurarea aparatelor pentru persoanele cu deficiență de auz și de vedere. În urma achizițiilor care au fost făcute s-au, spunem așa, economisit circa 3 milioane de lei. Acești bani, în primul rând, au fost dați strict direcționați de către Consiliul Municipal pentru procurarea acestui utilaj. Cei ce va rămâne vom vedea ulterior că noi avem o șiră de necesități pentru persoanele cu dizabilități. În genere, în ziua de azi, sunt practic nevăzute de nimeni. Eu nu mai spun că ajutat. El pur și simplu nu se văd. Nu spun eu mai urât. Acum, da. Dumnealui cere prin scrisoare oficială, noi avem scrisorile date, ca acești bani să fie alocați pentru construcții. Deci noi avem nevoie de a instala un ascensor la intrare la un AMT, la o policlinică. Spuneți-ne, vreo AMT are un ascensor ca o persoană cu căruciorul să poată să vehiclu? Nu e la ziua de azi. Dar reparații noi trebuie să facem. Unde facem? Facem în aceeași secție, unde lui e rentabil. Dar cel mai urât, cum a spus domnul Starciuc, s-a reparat secția, dar ei nu s-au dotat cu utilaj. Care a fost sensul reparației? Mobilul, ca peste 5 ani de zile, când a să fie utilaj, dumnealui să spui, da, secția ce nu-i bun, trebuie alt reparat și acolo îmi pune utilajul. Referitor la utilajul care a fost procurat, un șur de utilaj a fost procurat la spitalul numărul 3. O bună parte din timp, dacă eu nu mă șel, vreo 4-5 luni de zile, acest utilaj n-a putut funcționa normal, în măsura posibilităților, capacităților lor, dar se limitau în dependență de aprovizionarea lor cu cele necesare. Deci, în loc să deservim noi pe zi 100 de pacienți, noi deservim 10 pacienți, deoarece nu sunt consumabili, doctorii sunt puși în situație. Și un șir de legi de așa gen. Pe final de emisiune, vreau să aflu de la dumneavoastră, ultima sau penultima dată când ne-am întâlnit în cadrul emisiunii Reflector Analitic, vorbeam și despre reforma în sănătate pe teritoriul municipiului Chișinău. La ce etapă suntem? Ce s-a realizat? Care e starea de lucruri? Ce putem spune telespectatorilor? Dacă dumneavoastră vă adresați ca eu fiind membru în Consiliul Municipal și Partidului PSRM, ceea ce am implementat este ca o parte din ceea ce v-am spus, este alocarea resurselor financiare pentru persoanele cu dizabilități. Unu la mână. Doi, alocarea unor resurse de bani pentru reparația dinților la persoanele ce locuiesc în municipiul Chișinău. Acum intenționăm majorarea salariilor unor persoane din cadrul instituțiilor medicale care au un salariu mizer mai mic. Ați făcut această solicitare în cadrul CMC? Da, deja am făcut aceste solicitări. Dar trebuie să înțelegeți cel mai important, că noi putem veni cu niște propuneri, iar persoana executivă până în final vine primăria. Și aici se încep cele mai interesante istorii. Dacă lor nu le este convenabil și îi doresc aceste surse financiare să le direcționeze într-o altă direcție în care ei sunt cointeresați, dar de obicei asta este ori construcție, ori astuparea unei găuri, că la moment municipiul Chișinău are un deficit bugetar de 640 de milioane, într-o emisiune televizată
cineva îmi spunea că domnul Dorin Chirtoacu a luat primărie cu deficit 320 și spuneți-mi mie acum care e deficitul. Acum deficitul nu e 320, acum deficitul e 640. Care este rodul activității acestei echipe în frunte cu Dorin Chirtoacu și, hai să numim, Mihai Moldovanu sau alte direcții? Simplu, ei au un interes comercial. Dacă cineva are o altă dovadă pentru mine, eu aș vrea să o ascult, dar ei nu-i. Și eu nu pot să înțeleg acești cetățeni care l-au votat de două ori, ei nu înțeleg că el, chiar și dacă vine în continuare în funcție, el va veni cu echipa aceeași. El nu are de gând de a-și schimba echipa. Domnilor invitați, eu vă mulțumesc pentru participarea la emisiune și pentru explicațiile pe care le-ați oferit telespectatorilor. Vă aștept și cu alte ocazii, când va fi poate și prezent domnul Moldovanu, să sperăm că dă curs invitației noastre. Mă invitați obligatoriu. Da, promit să vă invit și să discutăm atunci, poate mai pe îndelete. Stimați telespectatori, a fost emisiunea Reflector Analitic. Astăzi am discutat despre Direcția Sănătate din cadrul Primăriei Municipiului Chișinău. Atât am reușit. Vă mulțumesc pentru atenție. În numele întregii echipe, vă doresc o seară bună.